Bună seara! Bună seara tuturor! Îl așteptăm și pe Dragoș să vedem Bună seara, dacă... Rareș. Bună seara! Bună seara tuturor. Bine v-am regăsit la un nou webinar marca Goldring, în colaborare, bineînțeles, cu prietenul și colaboratorul nostru, Rareș Mihailă, fondatorul comunității Investește la Bursă. O să fie un webinar așa, un fel de încheiere, de final de an. O să încercăm să tragem niște concluzii după anul care se apropie de final. Un an început nu într-o notă foarte optimistă, dar se pare că finalul de an ne rezervă surprize plăcute. Dragoș, scuză-mă că te întrerup. Te-aș ruga să-ți verifici un pic webcam-ul. Până atunci o să preiau eu partea de prezentare. Te vedem într-un mod foarte ciudat. Se pare că ai o problemă cu webcam-ul. Verific imediat. Bun. În seara asta, alături de Dragoș Andrei, broker Goldring, ne-am propus să vorbim puțin despre anul 2023 la bursă, să vedem ce am învățat din acest an, care sunt principalele lecții din anul 2023 și mai departe să vedem cum putem aplica aceste lecții, aceste învățături în anul 2024 și să vedem puțin care au fost companiile care au impresionat și în ce măsură aceste companii pot impresiona în continuare și în anul 2024. E acum, ok, Dragoș, pare totul în regulă, te las pe tine să Perfect. le prezinți. Perfect. Exact cum ziceai și tu, încercăm să vedem care au fost performerii de anul acesta, să încercăm să facem o comparație cu anul trecut. De asemenea, o să ne uităm un pic anul acesta ce ne-a învățat și ce anume din învățăturile de anul acesta le putem lua cu noi anul viitor, pentru a încerca să maximizăm profiturile și veniturile aduse de bursă. Și o să încercăm să ne uităm un pic și pe prognozele analiștilor, să vedem un pic în funcție de rezultate ce ne-ar putea oferi anul viitor. Mai ales după un an 2023 care, așa cum ziceam la început, încheie într-o notă mai mult decât optimistă. Rare, și acum mai așteptăm 2-3 minute, cum ce zici, cum. Da, zic să mai așteptăm 2-3 minute. Avem, așa cum spuneai tu, un an 2023 cu evoluții foarte bune și cu siguranță mulți investitori care sunt alături de noi în această seară sau cei care urmăresc această înregistrare se întreabă dacă și anul 2024 ne mai poate aduce creșteri de 30% pe indicele BET. O să discutăm imediat în continuare, o să vă spun care este părerea mea. Sunt curios și voi la Goldring cum vedeți anul 2024 și în ce măsură sunteți încrezători că investitorii mai pot obține randamente de peste 30%, uite cum am avut pe indicele BET și să nici n-are rost să ne mai uităm la BET Total Return care are peste 30%, 37% parcă avea la momentul la care m-am uitat eu. Așteptăm și întrebările voastre în secțiunea de Q&A, cei care sunteți alături de noi în acest webinar live. Puteți scrie întrebările voastre în secțiunea de Q&A și la final, atât eu cât și Dragoș vom încerca să vă răspundem la întrebări. Suntem foarte curioși să vedem cu ce întrebări sau ce curiozități aveți acum la final de an, dacă sunteți mulțumiți de evoluția portofoliului vostru și poate ne scrieți și ce ați învățat din anul 2023, poate la final vom detalia puțin să vedem în funcție de întrebările voastre. Mulțumesc, Rareș, chiar vroiam să fac un anunț pe partea asta. Microfoanele tuturor vor fi oprite din motive mai mult decât evidente. Suntem destul de mulți și atunci, ca să ne putem auzi și înțelege, o să fie oprite. Dar, așa cum ziceai și tu, secțiunea de chat o să fie deschisă. Nu ezita să puneți acolo întrebările. Și exact așa cum zicea și Rareș, eventuale sfaturi și sugestii, aș fi curios chiar și dacă investitorii noștri au și alternative la bursa de valori, de ce nu?
că ziceai mai devreme de indicele BET, chiar acum am deschis site-ul bursei, a ajuns undeva pe la 29,28% în momentul ăsta indicele BET, iar total return-ul este undeva 34%. Și cred că vine să amintim și S&P-ul american, practic indicele după care se iau cam toate bursele, care în momentul ăsta se apropie de un 20%. Da, avem un an extrem de bun la BVB. Dragoș, eu cred că putem începe. Sunt curios care e primul subiect pe care vrei să-l detaliem în această seară. Rareș, eu zic să începem cu o imagine de ansamblu, de ansamblu a bursei, să vedem un pic care acțiuni au performat anul acesta. Nu știu tu, eu sincer m-am gândit la evidentul TTS, care este de primul loc, și Sfera Group. Tu ce ai pregătit? Eu am pregătit câteva slide-uri despre Purcari, care a avut un an foarte bun, și DNA Agrar, o companie care în anul 2022 nu prea a ieșit în evidență, nu prea era urmărită de investitori, dar cred că acum, la final de 2023, foarte mulți investitori deja au pus ochii pe DNA Agrar și se întreabă dacă, după un avans atât de bun în anul 2023, cu ce ne mai poate surprinde în anul 2024. Am pregătit câteva slide-uri și despre DNA Agrar. Super, chiar cred că e un subiect interesant, mai ales ținând cont de raportările și previziunilor companiilor din sectorul agricol, un sector destul de încercat anul acesta. O să încep eu, Rareș, și o să dau un share la o prezentare pe care am pregătit-o. Da, se Îmi vede. Spui, te rog, dacă se vede. Bun. Perfect. Așa cum ziceam, am făcut un mic top al companiilor, al performerilor de anul acesta. Și în ordinea randamentelor și a evoluției pe bursă. Pe primul loc, după cum ziceam și mai devreme, au ieșit cei de la TTS, Transport Trade Services, urmați de Bursa de Valori București. Cred că toată lumea se aștepta oarecum la BVB să aibă de câștigat anul acesta, mai ales după marele IPO Hidroelectrica. Purcari Wineries, cei despre care o să ne povestești tu mai multe. Din același sector ca și Transport Trade Services sunt cei de la Aquila. Și în top 5 vine și Sfera Group, de care ziceam mai devreme. Comparativ cu perioada similară anului anterior, performanța companiilor din indicele BET este net superioară. Anul acesta avem undeva 16 companii din cele 20 care au avut evoluții pozitive de peste 10%. Ca și comparație, anul trecut, la finalul primelor 11 luni, doar o singură companie obținuse o variație de acest gen, și erau cei de la Bursa de Valori. Aici am făcut, împreună cu colegii mei, și o imagine succintă. Practic, mi se pare destul de ușor de urmărit și putem face mai ușor și comparația dintre 2022 și 2023. După cum vedeți, anul acesta a creat oportunități deosebite pentru companiile din România. Unele dintre ele registră un creștere de peste 2 ori ale prețului în mai puțin de un an. Cu toate acestea, anul 2023 nu a fost unul simplu din punct de vedere macroeconomic, fiind prezent ecoul dificultăților întâmpinate anul trecut, mai exact dobânzile de politică monetară, o rată a inflației peste media anilor trecuți, continuarea războiului din Ucraina, un consum în scădere pe segmentul energetic și mai nou un nou conflict armat în Israel. Cu toate acestea, multe companii au reușit să profite de un consum în creștere pe segmentul de retail, de noile rute logistice pentru transporturile de mărfuri din Ucraina și de relativa stabilitate pe care a adus-o 2023 față de anii anteriori. Așa cum ziceam, Transport Trade Services
a fost una dintre companiile care a beneficiat de noile rute logistice. Compania operează de operare portuară și unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri din bazinul Dunării a reușit cumva să-și readapteze rutele logistice, astfel încât să susțină eforturile Ucrainei de a-și exporta mărfurile agricole. Lucru care a fost răsplătit cu o majorare a cifrei de afaceri la nivel consolidat cu 31,4% comparativ cu primele 3 trimestre ale anului trecut, în timp ce profitul net aproape s-a dublat, ajungând la plus 83% față de primele 3 luni. De menționat totuși la TTS, faptul că acest profit înregistrat la 9 luni, comparativ cu cel realizat anul trecut, se datorează în mare parte primului trimestru. Acolo a fost diferența cea mai mare, practic, de rezultat net. În primul trimestru al anului 2023, TTS realiza un profit net de 89 de milioane, comparativ cu doar 12 milioane înregistrate cu un an înainte. Ulterior, trimestrul 2 și trimestrul 3 au adus creșteri față de anul precedent, dar nu la fel de mari. De asemenea, planul ambițios de investiții al companiei pentru 2023, în valoare de peste 80 de milioane de euro, un plan ce a inclus inclusiv achiziția operatorului Decirom din portul Constanța, a sporit oarecum interesul investitorilor și, în același timp, și analizele din piață și prețurile țintă oferite de analiști, cred eu că au avut un cuvânt de spus în evoluția prețului acțiunii. De sfera și au beneficiat și oarecum au avut și un termen de comparație în anul 2022 care i-a ajutat să surprindă într-un mod plăcut. Compania a continuat să se concentreze pe campaniile de marketing care subliniază inovația în ceea ce privește produsul și modul de a ajunge la consumator. Pe brandul KFC s-a concentrat pe raportul calitate, pe raportul calitate-preț și a lansat o campanie care prezintă sursa de pui gătit manual de la producătorii locali. Cred că asta a contat foarte mult și cumva a fidelizat și mai mult, dacă mai putea fideliza baza de clienți. Aceeași abordare a inovației a fost utilizată și la Pizza Hut pentru a atrage clienți și, de asemenea, a încercat să introducă oferte pentru a crește fidelizarea consumatorilor. Iar Taco Bell, restaurantele noi deschise în România, s-a concentrat pe produsele de bază și pe creșterea campaniilor de brand. În condițiile acestea, compania a înregistrat venituri totale de 695 de milioane de lei, marcând o creștere de 14,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai semnificative venituri au fost realizate în România, peste 86%, urmate de Italia cu 12,3% și Republica Moldova cu 1,5% aproape. Cele mai bune rezultate au fost, bineînțeles, realizate de divizia și de lanțurile KFC, 595 de milioane de lei, urmate de Pizza Hut cu 59 de milioane de lei și Taco Bell cu 40,7%. De asemenea, trebuie menționat la sfera franchise faptul că au reușit cumva să mențină sub control cheltuielile și mai ales cheltuielile cu alimente. Grupul anticipează pentru anul acesta o creștere a vânzărilor cu aproximativ 21% și speră să ajungă la 1,6 miliarde de lei din vânzări. Toate categoriile de costuri au crescut, dar au crescut moderat, cum spuneam. Și exact ce ziceam și mai devreme, costurile alimentelor și a materialelor a înregistrat o creștere de doar 7,2%.
Profitul realizat din exploatare a marcat o creștere de peste 100%, ca să fim mai exact 136,3%. Cumva și eu știu că analizele tale sunt mult mai aprofundate și chiar aș fi curios să-mi spui cum ți se fac ție cele două. Da, la TTS rezultatele încă de la jumătatea anului au surprins plăcut și deja se vedea că rezultatele de la jumătatea anului indicau o depășire a estimărilor date de analiști pentru întreg anul 2023. Era clar că TTS va avea un an excelent și va avea un profit record până la finalul anului 2023. Compania, după achiziția de Cirom, am observat că și-a îmbunătățit rezultatele pe segmentul de operare portuară și cred că încă nu am văzut cu adevărat rezultatele și marjele pe care le poate obține compania pe acest segment de operare portuară. Încă cred că e nevoie de o parte de sau câteva luni, probabil, poate vreo un semestru sau două semestre, pentru a vedea această consolidare a operațiunilor de CIROM în întreg grupul TTS. Și pe aceste segmente de operare portuară, cred că în următorii ani vom avea rezultate foarte bune din partea celor de la Decirom. Și legat de sfera, după un an 2021-2022 destul de slabi cu rezultatele financiare, compania a dovedit că poate eficientiza operațiunile din grup și poate obține rezultate mai bune de la companiile pe care le operează. M-am bucurat să văd că, în sfârșit, au făcut niște schimbări în ceea ce privește KFC, adică Pizza Hut, unde obțineau de ani de zile rezultat operațional negativ. Am înțeles că au închis câteva restaurante de pe acest segment și în anul 2024 estimează că Pizza Hut va aduce în sfârșit un rezultat operațional pozitiv, care va îmbunătăți astfel marjele operaționale ale grupului. Și la Taco Bell am observat că vânzările au crescut destul de bine și cred că pe trimestrul 3 deja am văzut un prim rezultat operațional pozitiv, ceea ce ne indică faptul că acest segment totuși merge într-o direcție bună. La Pizza Hut se vedea de o lungă perioadă de timp că vânzările scad și mai degrabă trage rezultatele grupului în jos. Dar e bine că au făcut ceva sau intenționează să facă ceva în acest sens ca să aducă Pizza Hut pe profit. Bun, eu zic să trecem la Purcari și DNA Agrar și să vedem puțin. Eu o să fac și un share screen să vă arăt prezentarea pe care am pregătit-o legată de Purcari și rezultatele la 9 luni. Purcari, după o lungă perioadă de timp în care cotația a avut o evoluție mai degrabă laterală sau negativă, în 2023 investitorii au prins curaj și au trecut cumva peste acest context negativ geopolitic și au intrat la cumpărare pe acțiunile Purcari, împingând cotația cu 63% în sus în anul 2023. Rezultatele la 9 luni au fost foarte bune. 26% creștere pe venituri, profitul operațional în creștere cu 19% și un profit net în creștere cu 24%, marjele în 2023 reușind să se apropie de marjele pe care le înregistra compania în anul 2022. La nivel trimestrial, am observat că trimestrul 3 a fost un trimestru mai bun în ceea ce privește marjele de profitabilitate. Marja EBITDA, marja profitului operațional, a depășit 30% și marja netă a ajuns la 20%, fiind mult mai bună față de trimestrul 2 2023. Compania anunța încă de la jumătatea anului 2023 că se așteaptă ca în a doua parte a anului 2023 să aducă marje de profitabilitate mai bune, deoarece presiunile inflaționiste au început să scadă deja. Și deja se vede acest lucru în rezultatul pe trimestrul 3.
Dacă ne uităm pe un grafic pe care îl am în platforma Investește la Bursă, în care am adunat rezultatele trimestriale de la Purcar și de la alte 40 de companii listate la Bursa de Valori București, putem avea aici o imagine la nivel trimestrial legată de evoluția veniturilor, a profiturilor operaționale, a cheltuielilor și se vede cum în anul 2021-2022 presiunile inflaționiste au pus presiune pe, sau creșterea inflației a pus presiune pe marjele de profitabilitate ale Purcar, dar și ale altor companii listate la Bursa de Valori București și se vede cum marja operațională a scăzut de la un trimestru la altul, dar acum la nivelul trimestrului 3 se vede că deja marja operațională a ajuns la 23% și profitul operațional raportat de Purcar a fost al doilea cel mai bun profit operațional din 2017 și până acum. Veniturile au tot crescut treptat și se vede foarte bine în acest grafic această sezonalitate a business-ului Purcari, în care trimestru 4 este de obicei cel mai bun trimestru pentru companie. Și ne așteptăm așadar la nivelul trimestrului 4 2023 să avem aici un record în ceea ce privește veniturile și odată cu revenirea marjelor de profitabilitate sau cu îmbunătățirea marjelor de profitabilitate s-ar putea ca trimestrul 4 2023 să fie cel mai bun trimestru pentru companie în ceea ce privește profitul operațional. Și în conferința cu investitorii și analiștii, sau de fapt în raportul Purcar, am găsit câteva pasaje foarte interesante în care compania se lăuda cu recolta puternică de 14,8 mii de tone de struguri, cea mai mare recoltă de la listare, și a procesat suplimentar încă 22,8 mii de tone de struguri de la terți în condițiile unui mediu de preț ușor îmbunătățit față de anul trecut. Asta ne poate da un indiciu asupra marjelor de profitabilitate de anul viitor sau din următoarele rapoarte pe care le va publica Purcari. De asemenea, vânzările Angel Estate, care se referă la acel business achiziționat din Bulgaria, reprezintă deja 3% din vânzările de la 9 luni 2023. Profitul aici încă este negativ. Aici încă managementul Purcari lucrează la îmbunătățirea rezultatelor operaționale, astfel încât în următorii ani, nu știu, poate chiar în 2024, vor reuși și de aici să obțină un profit operațional pozitiv. Și divizia EcoSmart, care este divizia lor de reciclare, a contribuit cu 22,4 milioane de lei la vânzările grupului și se vede foarte bine cum la 9 luni 2023 această divizie EcoSmart din cadrul grupului Purcari, dacă în anul 2022 avea un profit operațional negativ, trăgea așadar grupul în jos, acum la 9 luni 2023 are un profit operațional pozitiv, marjă operațională de 10% și un rezultat profit net pozitiv, încă mic, dar e un semn că această linie de business a fost deja eficientizată și obține deja rezultate pozitive, deci nu mai trage cumva rezultatele grupului în jos. Legat de perspectivele anului 2023, aici managementul companiei spunea în conferința cu investitorii și analiștii că la 9 luni deja stau foarte bine peste guidance-ul pe care îl dădeau ei la începutul anului și se așteaptă la final de 2023 să fie a top of the announced guidance or slightly above it. Asta înseamnă că se așteaptă la rezultate la final de an, foarte bune, peste ceea ce estimau ei la începutul anului 2023. Cei de la Purcar nu dau exact cifrele bugetate pe întreg anul, ci dau așa un interval legat de ne așteptăm să avem o creștere față de anul 2022, în creștere cu 18 până la 22%, marja profitului operațional să fie între 22 și 26% și acum la 9 luni 2023 au o marjă de 29% și marja profitului net să fie între 12 și 16% și uite că suntem la 17% acum, deci peste ceea ce estimau ei. Eu am estimat pentru anul 2023 un profit de 61 de milioane de lei. Deocamdată au un grad de realizare de 72%, dar așa cum vă spuneam în slide-ul anterior, trimestrul 4 este cel mai bun trimestru pentru Purcari, așadar sunt toate șansele să atingă acest rezultat sau poate, cine știe, chiar să-l depășească. Bun,
Legat de Purcari, este o companie cu indicatori financiari foarte buni. Cel mai probabil vor avea un an 2023 cu rezultate record. Au o rată de îndatorare scăzută. Acest indicator net de pe EBITDA este la 1,3, un nivel confortabil în ceea ce privește îndatorarea, o rentabilitate a capitalelor proprii foarte bună și marja operațională foarte bună, deja aproape 30%, și cu un multiplu PER de 8,5. Dacă ne uităm peste ce publica aici managementul Purcari legat de cum sunt evaluate celelalte companii comparabile cu Purcari, vedem că este sub evaluările sau evaluarea medie a celorlalte companii comparabile cu Purcari. Acum este la un PER de 8,5, la data la care au publicat această prezentare erau la 7,3, cotația a mai crescut ușor, dar încă nu este la un nivel de evaluare în care să o facă foarte scumpă față de celelalte companii comparabile și mai ales că vorbim despre o companie care are marje de operaționale peste ceea ce au celelalte companii din același sector de activitate. Legat de perspective pentru anul 2024, vă spuneam de această recoltă foarte bună pe care a avut-o Purcari în acest an. Pe de altă parte, spun ei în prezentare că producția de vinuri la nivel global este, sau struguri la nivel global este the smallest in the last 60 years, deci au celălalt concurenții au o producție mult mai scăzută în acest an și aceasta ar putea, recolta foarte bună din România și Bulgaria s-ar putea să-i ajute pe viitor să aibă marjă de profitabilitate mult mai bună și may create a better pricing environment for products like Purcari, spun ei. Și vă spuneam de divizia EcoSmart, care a contribuit în acest an cu 22,4 milioane la întreg grupul și aici spun ei că au încă plenty room for profitability improvements. Și asta s-ar putea să-i ajute pe viitor aici să obțină marje mai bune și de asemenea partea de divizia de Angel Estate din Bulgaria, unde și acolo au plenty room for profitability improvements pentru că încă este pe pierdere la 9 luni, dar cu siguranță fac demersuri ca să eficientizeze și acolo procesele pentru a aduce și acea divizie pe profit, poate chiar în 2024. La DNA Agrar, aici iarăși vorbim de o companie care a impresionat în 2023 și aici marja EBITDA, marja profitului operațional, a ajuns la 40%. Marje de la acest nivel de 40% sunt. Avem foarte puține companii care se pot lăuda cu o marjă de profitabilitate atât de bune. Vedem de obicei astfel de marje la companiile din sectorul energetic, nu la sectorul agricol, care, așa cum ne spunea și Dragoș la începutul acestei prezentări, sectorul agricol a avut un an foarte dificil. Așadar, marje de 40% la o companie din sectorul agricol sunt cu adevărat de apreciat și în 2022 a avut marje destul de bune. Dar se vede că în 2023, în ciuda presiunilor inflaționiste, compania a reușit să îmbunătățească marjele și a raportat un profit în creștere cu 111%. Trimestrul 3 a fost un trimestru în care cifra de afaceri a scăzut ușor pentru că și prețul laptelui a mai scăzut. Dar cu toate astea, profitul a fost de 7,1 milioane de lei. În 2023, rezultatele DNA Agrar au fost și ajutate de subvențiile mai mari pe care le-a încasat compania în acest an. Rezultatele, după cum vedeți, față de anul 2022 s-au îmbunătățit cu mult. Adică dacă în trimestrul 1 2022 compania raporta un profit de 3 milioane, acum vorbim de 8 milioane. Dacă în trimestrul 2 aveau 2 milioane, au avut aproape 7 milioane, acum au 7,1 milioane și în trimestrul 4 o să vedem imediat estimările pe care le-au făcut analiștii. Rezultatul operațional a crescut cu 79% într-un context în care prețul laptelui și a cerealelor a scăzut. Compania a obținut venituri mai mari, susținute și de creșterea efectivului de animale și a producției de lapte, dar și de optimizarea costurilor de producție și a noilor investiții în automatizare.
Numărul de bovine a ajuns la 13.000 de capete, în creștere cu 20% față de anul 2022, și cantitatea de lapte a ajuns la 41 de milioane, plus 15,8% față de cantitatea de lapte pe care o livrau ei la finalul lunii septembrie în anul 2022, și veniturile din subvenție au crescut cu 116%. Acum, din câte mi-aduc aminte, le este recunoscut de către stat numărul de bovine pe care îl aveau ei în anul 2018. Sistemul e complet aiurea, pentru că până anul acesta, în 2023, era recunoscut, dacă bine mi-aduc aminte, numărul de animale din 2013 sau 2015, nu mai știu. Deci nu primesc subvenție pentru efectiv numărul de animale pe care îl au în acest moment sau la finalul anului. Nu, este un sistem destul de ciudat, inventat de statul român, care îi cam dezavantajează pe crescătorii mari de bovine. La nivelul Uniunii Europene, spun ei, am observat o scădere a prețului de lapte, scădere cumva anticipată, dar fiind nivelul prețului de anul trecut, fiind necesară o ajustare a prețului, însă chiar și așa prețul curent al laptelui este mai mare decât înainte de începerea războiului. Pentru perioada următoare, previziunile referitoare la piața laptelui indică o perspectivă favorabilă și ne așteptăm să asistăm la o creștere a prețului în viitorul apropiat, spuneau ei în raportul de la finalul lunii septembrie. Și au foarte multe proiecte interesante cei de la DN Agrar, și anume panouri solare pe acoperișul clădirilor, fermelor pe care le operează ei, instalare de roboți în ferme, proiectul Straja, care e așteptat să se finalizeze în 2025, care va crește foarte mult numărul de bovine. Estimează 15.000 de animale la finalul anului 2024, aveau acum 13.000 la finalul lunii septembrie. Și o fabrică de compost care va fi operaționalizată în 2024. Pentru anul 2023, am văzut că analiștii estimează un profit de 27,6 milioane de lei. Asta înseamnă că pe trimestrul 4, compania ar urma să mai facă un profit de 5,3 milioane de lei. Dacă ne uităm la ce a realizat compania acum, în 2023, cu profiturile acestea de 8, de 6,9, de 7,1, 5 milioane și ceva pe trimestrul 4, pare un rezultat mai slăbuț. Poate că estimările celor brokerilor care au făcut aceste estimări pot fi conservatoare și s-ar putea să avem din nou o surpriză la finalul anului 2023. Dar să vedem. Oricum, un rezultat de 27,6 milioane de lei pentru anul 2023 ar fi un rezultat record pentru cei de la DN Agrar, un rezultat foarte bun. Dar s-ar putea să fim surprinși și să vedem un rezultat chiar mai bun pe trimestru 4. În anul 2023, compania a avut un avans foarte bun, o creștere de 81%, după o perioadă în anul 2022 în care cotația DN Agrar sau acțiunile DN Agrar nu prea au atras atenția investitorilor, deși rezultatele erau bune, deja se vedeau efectele achizițiilor celorlalte ferme, deja se vedeau o îmbunătățire a marjelor de profitabilitate. E uite că abia de la jumătatea anului 2023 încolo, acțiunile au început să intre în vizorul mai multor investitori. Compania are intenția să treacă și pe piața principală. Nu știu dacă chiar în 2024, s-ar putea că abia în 2025, dar având în vedere investițiile pe care le au ei planificate, marjele de profitabilitate bune, rata de îndatorare care a mai scăzut acum odată cu îmbunătățirea rezultatului operațional, cred că DN Agrar este o companie care, având în vedere aceste investiții planificate, merită urmărită și în anul 2024 și fiind cea mai mare fermă zootehnică din România, este evaluată momentan la 5,6 ori profitul operațional, un PER de 8,1. Dacă își atinge acele rezultate estimate de brokeri la finalul anului 2023, PER-ul ar fi undeva la 7,5, ori are și o rentabilitate a capitalului propriu foarte bună și mai ales spuneau ei în conferința cu investitorii și analiștii că vizează o dublare a profitului operațional în următorii 5 ani. Deci toate aceste investiții pe care le fac ei cu
fabrica de compost, cu creșterea efectivului de animale, ar putea să-i ducă la o dublare a profitului operațional în următorii 5 ani. Așadar, mai degrabă putem privi DNA Agrar ca o companie de tip growth, evaluată la un PER de 7,5. Cam astea sunt companiile care m-au impresionat pe mine. Cu siguranță sunt și altele care au livrat creșteri foarte bune în acest an. Am zis să nu întindem webinarul prea mult, pentru că vrem să ne concentrăm puțin și pe perspectivele anului 2024 și sunt curios, Dragoș, cum vezi tu anul 2024 la BVB? Da, Rareș, două companii, exact cum ziceai și tu, mai degrabă de growth, două companii unde clar conducerile știu ceea ce fac și știu ceea ce își propun. Două companii care se uită și către achiziții și extinderea prin acestea de desfacere pe noi piețe și mă refer aici mai ales la Purcari. Cum zicea și acum, ca să mai și glumim, cum zicea și Mihail în chat, românii beau și alcool și lapte. Îl facem un alcool și un lapte de calitate, se pare. Ca și perspective pentru anul viitor și mai ales pentru DNA Agrar, mi se pare mie că ar putea avea un pic de câștigat și odată cu revenirea interesului investitorilor către piața Aero și către companiile de acolo. Momentan, în perioada asta, cu destul de multe instabilitate politică și inflație, mulți investitori au rămas fideli acțiunilor și pe bună dreptate. Au rămas fideli acțiunilor mari, capabile, cu rezultate bune, stabile din punct de vedere financiar, aceste companii pe care, bineînțeles, le găsim în indicele BET. Deci, odată cu revenirea interesului către piața Aero, eu zic că DNA Agrar are foarte mult de câștigat și, cum ziceai și tu, și odată cu planurile lor de extindere, de creșterea numărului de bovine și a tuturor planelor lor de investiții. 2024 se arată un an electoral. De obicei, anii electorali la bursă au fost niște ani buni. Anul 2024 o să fie un pic aparte, pentru că pe lângă alegerile din România vor avea loc alegeri în mai multe locuri din lume. Teoretic, nu prea sunt motive de scădere. Cel puțin ne uităm, toată lumea anticipează apogeul sau, de ce nu, deja reducerea ratelor dobânzilor la nivel mondial. Inflația dă semne de ușoară răcire. Companiile vin cu rezultate bune, chiar și în condițiile unui mediu inflaționist și unei situații macroeconomice cu conflicte și alte instabilități. Deci nu prea sunt motive. Dacă nu apare nimic neprevăzut, trendul început acum pe final de an ar putea continua și anul viitor. Citeam analize făcute de unii economiști cu privire la PIB-ul României și în funcție de sursele pe care le citești, PIB-ul nostru este estimat și așteptat anul viitor să crească undeva între 3,1 și 3,9%. De asemenea, analiștii sunt destul de optimiști cu privire la cursul valutar, leu-euro, care e de așteptat să rămână la un nivel stabil. Deci nu avem motive foarte mari de îngrijorare momentan. De asemenea, odată cu listarea hidroelectrică, și asta era un alt punct pe care aș fi vrut să discutăm, piața noastră atrage din ce în ce mai multă atenție din partea investitorilor străini. Ușor, ușor suntem luați în calcul să primim statutul de piață emergentă și atunci, odată cu acest statut, automat sume importante de bani vor intra pe Bursa de Valori București. Odată cu intrarea acestora, și prețurile acțiunilor vor avea de câștigat.
Nu știu, tu ce așteptări ai de la 2024? Da, m-am uitat și eu pe câteva estimări date de analiști, și o să vă arăt puțin care sunt așteptările analiștilor. Cei de la Erste Group spun că 2024 creșterea PIB-ului reală ar fi de 3,3, după care 4,8. Inflația în 2023 estimată la final de an 10,6, pe 2024 se estimează o scădere a inflației până la 6,6, după care 4,3. Retail sales se așteaptă să crească la 3,9 de la 2% în 2023, deci consumul va reveni. Și legat de cursul euro-ron, aici am văzut estimări, în fiecare an analiștii estimează că euro va depăși 5 lei și tot încă nu la luna l-a depășit. Estimează că pe trimestrul 1-2024 euro va ajunge la peste 5 lei. Eu nu aș fi atât de încrezător. Pentru ca această inflație să scadă la 6,6-4,3, nu putem avea o creștere accelerată a cursului euro-ron în următorii ani. Mă aștept la un moment dat va depăși 5 lei, dar nu cred că va fi o creștere accelerată a cursului, pentru că atunci și inflația ar trebui să crească, după părerea mea. Nu sunt specialist, dar știu că foarte multe cheltuieli de zi cu zi ale noastre sunt și legate de cursul euro-ron. Și atunci BNR-ul nu își permite să scape cursul din mână, pentru că inflația ar explota. Bun, cam așa. Da, și estimează analiștii că dobânda cheie va începe să scadă de la jumătatea anului 2023. Se și vede aici 6,75, după care 6,25, BNR-ul va începe să scadă dobânda cheie. Legat de așteptările anului 2024 la BVB, cum văd eu lucrurile? Cred că listările la BVB se vor relua, dar asta și dacă contextul internațional va permite. Pentru că, desigur, foarte mulți antreprenori își doresc să-și listeze compania la bursă într-un context de optimism. Nu vrea nimeni să vină la bursă când indicele S&P 500 se prăbușește cu 2-3% pe zi. Și cred că dacă contextul internațional va permite, dacă nu vine marea criză globală pe care o tot anticipează tot felul de experți, atunci listările la BVB se vor relua din primăvara anului 2024. Nu cred că vom avea o creștere accelerată a indicelui BET și în 2024. Și o să vă arăt în următoarele slide-uri de ce nu mai cred într-o creștere accelerată a indicelui BET. Nu mă aștept nici la o prăbușire a indiciului dacă nu se întâmplă nimic grozav, însă cred că ar trebui să fim precauți acum pe final de an, pentru că, după cum știm, guvernul nostru are obiceiul ca pe final de an să arunce cu tot felul de schimbări fiscale, să anunțe tot felul de ordonanțe de urgență care s-ar putea să lovească anumite sectoare. Mi-aduc aminte și acum de anul 2018, în care guvernul Dragnea, de la acea vreme, a venit pe final de an cu o serie de modificări fiscale și a prăbușit bursa. Deci, și deja s-au anunțat parcă vreo două ordonanțe de urgență care nu au afectat neapărat companiile de la BVB, dar e un semn că se lucrează la ceva și cred că până la final de an vor mai publica vreo câteva ordonanțe de urgență și unele dintre ele poate vor afecta companiile listate. Așadar, pe acest subiect nu cred că vom avea sărbători liniștite, pentru că între Crăciun și Revelion, guvernul nostru are tradiția să vină cu ceva modificări și de asta, dacă sunteți investitori la bursă, ar fi bine să mai aruncați și un ochi în presa de specialitate pe final de an. Mă aștept la randamente mai mici la dividende și asta pentru că am avut creșteri pe majoritatea companiilor listate la BVB și creșterea cotațiilor duce la randamente mai mici la dividende. Vor fi doar câteva companii care poate vor distribui dividende cu randamente de peste 9%.
Celelalte vor avea randamente mai modeste, 6, poate 7%. Deci nu mă aștept la o listă lungă de companii cu randamente 10, 12, 15% și așa mai departe. Vom avea modificări în indicele BET anul viitor. Anul acesta deja am avut câteva modificări și anul viitor cred că componența indicelui BET se va schimba. Vom avea migrări de pe aero pe piața principală, așa cum spunea și Dragoș, companiile de pe aero vor reveni în vizorul investitorilor. Deja am avut câteva companii care au atras atenția și cu rezultate bune, dar și cu creșteri spectaculoase pe piața aero. Vedeta anului 2024 nu cred că va mai fi o companie din prima ligă bursieră, așa cum am avut anul acesta Fondul Proprietatea sau Hidroelectrica. Anul 2024 nu cred că va, sau vedeta anului 2024 nu va fi o companie din prima ligă bursieră, pentru că deja acolo am avut creșteri, toată lumea știe de rezultatele Hidroelectrica. Anul viitor, cel mai probabil, da, va distribui un dividend bun. Deci lucrurile acestea deja sunt cumva incluse în prețurile acțiunilor și deja știute de către piață. Și vom avea noi instrumente financiare pentru investitori, pentru că, în sfârșit, Bursa de Valori București va operaționaliza cumva și acea contraparte centrală mult așteptată și mult discutată. Și legat de cât va mai crește indicele BET, ne spunea Dragoș că BET Total Return a avut peste 30% creștere. La momentul la care am pregătit eu acest slide-ul, arăta 37%, deci creștere foarte bună anul acesta pe bursa locală. Nimeni nu se aștepta la asemenea creștere după un an 2022 destul de slab, în care cu toții ne uitam pe portofoliile noastre și nu prea eram mulțumiți de rezultatele anului 2022. Dar nimeni nu se aștepta la un an atât de bun. Și principalii catalizatori pentru creșterile indicelui BET în anul 2023 au fost dividendele excepționale distribuite de Fondul Proprietatea, OMV Petrom, Banca Transilvania. Toate acestea au adus cash suplimentar în piață, care acest cash a fost reinvestit cumva pe piața locală și a împins cotațiile tuturor companiilor în sus. De asemenea, am avut iarăși încă un catalizator puternic, listarea Hidroelectrica, care a adus noi investitori la Bursa de Valori București și, așa cum spunea și Dragoș, alți investitori internaționali au început să se uite și la bursa locală. Și pe lângă investiția în Hidroelectrica, poate au mai cumpărat și alte companii care au raportat rezultate bune. Deci, bursa locală a intrat în vizorul altor investitori care au făcut pasul, am avut dividende excepționale, am avut noi investitori care, dacă au cumpărat Hidroelectrica, au mai cumpărat probabil și Banca Transilvania, Romgaz și alte companii. După care am avut includerea Hidroelectrica în indicele BET, care și asta a împins indicele BET în sus. Corecția ex-dividend de la Fondul Proprietatea a fost cumva fentată de Bursa de Valori București și dacă ar fi fost o corecție ex-dividend pe bursă, atunci indicele BET nu ar fi fost la nivelul ăsta la care este momentan, ar fi fost ceva mai jos, dar cei de la BVB au făcut cumva o excepție pentru Fondul Proprietatea și atunci indicele BET arată foarte bine anul acesta. După care am avut rezultate financiare foarte bune, rezultate record la Hidroelectrica, la Banca Transilvania, la alte companii care au ajutat cumva cotațiile companiilor și oferta Fondul Proprietatea, care a adus cash suplimentar acum pe final de an. Și așa, dacă ne uităm la evoluția indicelui BET anul acesta, am avut o evoluție laterală până la jumătatea anului, nu prea se întâmpla nimic interesant, după care IPO-ul Hidroelectrica, după care rezultate financiare foarte bune și reinvestirea banilor rămași în urma IPO-ului Hidroelectrica, după care au venit rezultatele la 9 luni și acum oferta Fondului Proprietatea, care a adus din nou cash suplimentar în piață prin răscumpărarea acțiunilor. Deci am avut foarte mulți catalizatori care au împins cumva indicele BET în sus și aceste elemente nu sunt recurente, adică nu ne putem aștepta și anul viitor la încă o listare Hidroelectrica și dividende excepționale de la prea multe companii. Deci nu vom avea atâtea influxuri de cash atât de multe cum le-am avut pe cele din anul 2023. Cam asta vreau să subliniez cu acest slide. De aceea nu mă aștept la o creștere de încă 30% anul viitor pe indicele BET. Și
listări. Mă aștept așadar la randamente mai mici din cauza creșterilor de cotații la dividende. Mai vreau să vă aduc aminte, cel mai probabil AROPS va fi inclus în indicele BET. Cei de la AROPS spuneau deja că vizează intrarea în indicele BET, dar și în alți indici bursieri. Dacă intră AROPS în indicele BET, atunci ne putem aștepta ca o companie să fie exclusă din indicele BET, pentru că acest indice este limitat la 20 de companii. Deci o companie va fi exclusă, să vedem care va fi. Poate migrări de pe Aero pe piața principală, cei de la Sintel, știu că amintețea, cei de la Holdea, Greenvest, Life is Hard, DNA Agrar, cred că abia în anul 2025. Poate vor mai fi și alte companii care vor face pasul către piața principală. Noi instrumente pentru investitori prin contrapartea centrală, pentru investitorii cu apetit mai mare la risc și sectorul agricol. Poate va avea un an mai bun după un an foarte slab în anul 2023. Și vă spuneam de listările care cel mai probabil se vor relua în anul 2024. Multe companii au amânat listarea la Bursa de Valori București, au lăsat cumva hidroelectrica să fie listată, să fie compania vedetă din acest an și acum, pe final de an, am avut un plasament privat pentru o companie de securitate cibernetică, Ford, cei de la Salrom s-ar putea să se listeze anul viitor, asta cu ajutorul celor de la Fondul Proprietatea, care va face un IPO, să vedem dacă vor finaliza procedurile birocratice. Exonia, Restart Energy, HVAC Systems, nu știu voi, la Goldring, Dragoș, dacă aveți ceva companii pe listă ca să le listați în anul 2024. Da, avem, suntem în discuții cu mai multe companii. Așa cum ziceai și tu, marea parte a CEO-urilor vor să vină pe bursă într-un moment favorabil. Și mulți dintre ei încă trăiesc oarecum din amintiri și vin cu niște evaluări foarte mari și atunci trebuie cumva să-i readucem cu picioarele pe pământ. Dar lucrăm la plasamente private. Am avut de curând un plasament pentru obligațiuni de data aceasta, un plasament încheiat cu succes. Lucrăm la unul pentru acțiuni pe anul viitor. Din păcate, nu pot să ofer foarte multe detalii, dar da, sunt din ce în ce mai mulți conducători care sunt deschiși la ideea aceasta de a veni pe bursă și de a obține finanțare de pe bursă. Și eu cred că, exact cum ziceai și tu despre IPO de la Hidroelectrica, eu cred că succesul acestui IPO și suprasubscrierea din cadrul IPO-ului a demonstrat că există bani în piață, există o foame pentru IPO-uri de calitate. Trebuie să spunem lucrul ăsta pentru IPO-uri de calitate. Și mă bucur că IPO-ul nu a avut loc în mod dual și la noi și pe bursa de la Londra și s-a ales doar bursa de la noi. Pentru că meritau oamenii și investitorii de pe bursa locală. Mulți dintre ei așteaptă listarea hidroelectrică cred că de 10 ani, dacă nu mă înșel, sau mai bine. Și în sfârșit au eliberat acest cash, un cash care ar trebui și ar putea intra în piața anul viitor și ar putea fi un catalist pentru creșterea de anul viitor. Așa cum ziceai și tu, nu ne așteptăm nici noi la încă o creștere de 30%. Sincer, povesteam cu colegii și ne gândeam la începutul anului, dacă ne zicea cineva cum o să se încheie anul, am fi zis, du-te, nu, ăstea nu sunt păcănele, du-te, fă altceva, nu bursă. Dar, da, exact cum ai zis și tu, dividendele oferite de Fondul Proprietatea, banii eliberați după IPO-ul Hidroelectrica au avut un aport considerabil. Dividendele speciale oferite de SNP, dividendele oferite de Banca Transilvania, deși la începutul anului Banca Transilvania anunțase că nu va putea distribui un dividend anul acesta. BRD-ul, care din punctul ăsta de vedere a rămas oarecum datoare,
anul acesta, vine anul viitor cu un dividend din profitul reportat, va avea un profit suficient de mare ca să ofere un dividend important și probabil BRD-ul va fi una dintre companiile cu un randament bun al dividendului. Pe lângă hidroelectrica, de la care știm, bănuiesc că știm cu toți, așteptările sunt undeva la 10%, dacă nu mă înșel, poate mai bine, ca și randament. Da, o să fie o creștere, exact și cum ziceai tu, cred că creșterile mai mari vor veni de pe piața aero. Acolo mă gândesc, nu știu, la companii gen Teraplast, care sunt un pic rămase în urmă. Mă gândesc, de ce nu, la un broker Cluj care, odată cu revenirea apetitului investitorilor, odată cu contrapartea centrală care va crește volumele tranzacționate, odată cu reevaluarea deținerilor care va fi din ce în ce mai bună, vor veni și ei cu rezultate mai bune. Deja au făcut-o la 9 luni și au venit cu rezultate mai bune. Tind să cred că MedLife-ul e aproape de un turnaround, oarecum au picat așa într-un con de umbră. Au avut venituri mai mari, dar cu toate acestea încă înregistrează pierderi și asta contează, dar este o companie de growth. Au menționat mai multe rânduri că încă înglobează achizițiile făcute și în același timp se uită la noi oportunități. Deci mă aștept să aibă o evoluție mai bună. Aici, aștept acvil la... Da, scuze. Da, Dragoș, scuză-mă că întrerup. Cred că investitorii în anul 2024 ar trebui să fie atenți puțin la marjele de profitabilitate ale acestor companii care au scăzut, care au stat cumva în umbră, cum ai spus tu, la Teraplast, la MedLife și alte companii care au dezamăgit în anul 2023 sau în anul 2022, cred că ar trebui să fie foarte atenți la evoluția marjelor de profitabilitate și de acolo să își ia informația dacă acea companie este pe punctul de a reveni cumva în vizorul investitorilor. Pentru că dacă ne uităm atât la MedLife cât și la Teraplast, putem observa o deteriorare a marjelor de profitabilitate atât în anul 2022 cât și în anul 2023, cauzele fiind multiple, cum ai spus tu, achiziții, creșterea inflației, nu știu, poate nereușita managementului în ceea ce privește integrarea anumitor companii achiziționate și dacă managementul, dacă presiunile inflaționiste vor scădea, dacă acele integrări cumva vor da roade, atunci acest lucru se va reflecta și în marjele de profitabilitate. Deci cred că acolo e cheia pentru aceste companii care poate nu au avut o evoluție prea bună în 2022 și 2023. Așa, e clar. Bun, haideți să ne uităm puțin la ce am învățat noi din anul 2023, care sunt lecțiile cu care plecăm din acest an foarte bun și așteptăm și din partea voastră să ne spuneți pe chat-ul acestui live stream care sunt lecțiile cu care plecați din acest an și ce vă propuneți în anul 2024, la ce vreți să fiți mai atenți, ce veți schimba în strategia voastră de investiții în anul 2024, după un an 2023 atât de bun. Dragoș, te las pe tine să ne prezinți primele concluzii. Igor? Îmi spui dacă se vede? Se vede, da. Și acum, ziceam și mai devreme, mi se pare că o lecție pe care ar trebui să o învățăm și cred că am spus-o deja, ar fi apetitul investitorilor noștri pentru listări și listări de calitate. Chiar discutam cu mulți colaboratori și deplasamente și ziceau, da, aș fi dispus să intru, am sumele de bani, dar după plasamentele de pe, eu știu, ultimele plasamente realizate, când tot timpul veneau la evaluări foarte mari, au fost
cazurile de la Berkeley sau de la, nu mai știu acum, nu mai vine în minte, dar cazuri în care din interior au vândut masiv și cazul de la Hunt, de exemplu, da, când imediat după rezultate bune s-au aruncat acțiuni în piață. Și cumva investitorii și-au pierdut încrederea. E, odată cu hidroelectrica, cu o companie solidă, o companie care reușește să genereze profituri importante și oferă dividende importante, lumea prinde iarăși curaj și sunt dispuse să investească și au sumele necesare să investească. Mi se pare că asta este una dintre lecții cu care să, de anul acesta, cu care să intrăm în anul viitor, să pregătim plasamente de calitate și asta este o presiune pe noi, implicit, și vom încerca să facem treaba asta. Iar o altă lecție pe care cred că am învățat-o anul acesta este modul în care investitorii reacționează la așa numitele șocuri. Și aici am ales să fac o comparație între cele mai recente trei astfel de șocuri de pe piață. Am început cu pandemia de COVID și am văzut aici, vedeți foarte bine, evoluția indicelui american și evoluția indicelui BET. Evoluția din februarie-martie, atunci când au fost anunțate acele lockdown-uri, S&P-ul care a scăzut cu minus 34% și indicele BET asemănător, minus 32%. Ușor, ușor, guvernele au intervenit, au venit cu lichidități și piețele și-au revenit. Americanii, S&P-ul 500 și-a revenit chiar foarte repede, undeva în luna august recuperase toate pierderile și se afla la nivelul din februarie. În România, recuperarea a durat un pic mai mult, dar și noi, undeva la începutul anului 2021, recuperam toate pierderile. A urmat, imediat după ce am recuperat, că ziceam că la începutul anului am recuperat pierderile, a urmat invazia Rusiei în Ucraina, care pe mulți sunt convins că ne-a luat prin surprindere. Eu nu mă gândeam că o să mai avem parte de război armat. Mă gândeam că se vor duce conflictele la un cu totul alt nivel. Aici vedem o oarecare discrepanță între evoluția indicelui american și cel românesc și aș spune în mare parte pe seama zonei geografice în care ne aflăm. Noi fiind practic vecini cu conflictul, am avut și o scădere pe măsură, un minus 17%. Pe când la americani scăderea a fost mult mai mică, S&P-ul înregistrând un declin de doar 5%. Cu această ocazie, oricum, recuperările au venit mult mai repede. Indicele BET, cred că undeva într-o lună de zile, recuperase pierderea întreagă înregistrată imediat după conflict. Cu toate că perioada imediat următoare nu a fost chiar cea mai bună, pentru că invazia Rusiei a pus și mai multe presiuni inflaționiste după lockdown-urile din COVID care deja făceau inflația să crească. Și am încheiat cu atacul surpriză al Hamas asupra Israelului. Aici deja BET-ul a înregistrat o scădere de 2%, investitorii nu au mai reacționat la fel la cald cum au făcut-o la celelalte. Nici conflictul nu a fost atât de aproape de noi și să ținem cont totuși că acolo conflictul are loc de mai mult timp. Acum a fost doar cumva mult mai public. În continuare, conflictul de acolo din Israel și fâșia Gaza este urmărit cu interes pentru că oricând poate să escaladeze. Și cred că abia atunci vom vedea cu adevărat amprenta asupra burselor.
Eu zic că astea sunt una dintre cele mai importante lecții. Acum, nu știu tu, Rareș, la ce te-ai gândit? Ce ți s-a părut interesant anul ăsta? Da, o să fac și eu un share screen, să vă arăt puțin cu ce am plecat eu din anul acesta. În primul rând, am observat că răbdarea și rezultatele bune sunt mereu răsplătite de piață. Și companiile scumpe, sau care ni se par scumpe, pot deveni și mai scumpe. Răbdarea investitorilor în piață este răsplătită cumva dacă companiile raportează rezultate bune, trimestrele la rând, consideră că aceste companii în cele din urmă vor intra în vizorul investitorilor mari. Și aici avem câteva exemple foarte bune în anul 2023, și anume DNA Agrar, despre care am discutat, Purcari, iarăși, TTS, Aquila, Hidroelectrica și poate cel mai bun exemplu, Antibiotice Iași. Așadar, sfaturile mele pentru voi, cei care ne urmăriți, este să urmăriți și în anul 2024 rezultatele financiare, să vă asigurați că aceste rezultate vin din surse recurente și nu niște rezultate one-time obținute din vânzarea unei linii de business, a unui teren, a unei hale industriale. Deci asigurați-vă că aceste rezultate vin din business-ul de bază a companiei și odată ce ai investit, ai răbdare, pentru că dacă rezultatele vor continua să fie bune, acea companie în cele din urmă va intra în vizorul a tot mai mulți investitori. Și e suficient să ne uităm la DNA Agrar sau să ne uităm imediat și la Antibiotice Iași, care în anul 2022 nu prea era în vizorul prea multor investitori, dar pe măsură ce această companie a livrat rezultate bune și a confirmat că investițiile pe care le face, achizițiile pe care le-a făcut, le poate integra și de pe urma celor achiziții poate obține marje de profitabilitate din ce în ce mai bune, atunci, la un moment dat, cotația a explodat. Și dacă ne uităm la rezultatele DNA Agrar din platforma Investește la Bursă, putem observa că veniturile au fost pe un trend ascendent în anul 2022, acum a venit și această sezonalitate cumva a business-ului, dar marjele de profitabilitate s-au menținut în anul 2023 la 27,7%, marja netă s-a îmbunătățit. Deci rezultatele merg cumva într-o direcție bună și cel mai probabil anul 2023 va fi un an record pentru DNA Agrar. Am discutat așadar, v-am arătat rezultatele în slide-ul anterior. Indicatorii financiari se mențin foarte buni și atunci era normal ca la un moment dat această companie să intre în vizorul mai multor investitori și un alt exemplu foarte bun este Antibiotice Iași, care, dacă ne uităm pe acest grafic la nivel săptămânal, timp de 9 ani, această companie a evoluat mai mult lateral. Dar ce s-a întâmplat în 2023 de pur și simplu cotația a explodat? Păi, dacă ne uităm la rezultatele financiare, putem observa că în intervalul 2014-2021, veniturile Antibiotice Iași au evoluat cam la același nivel, da, cu un vârf în 2019, dar anul 2020 a fost a adus o scădere a veniturilor, 2022 fiind anul cu venituri record pentru Antibiotice Iași. De asemenea, profitul operațional a fost al doilea cel mai bun profit operațional în anul 2022 și profitul net a fost un profit record în anul 2022. Marjele operaționale, în schimb, au evoluat într-un trend descendent. Cotația Antibiotice Iași nu a explodat în anul 2022, nu a avut imediat, cu toate că rezultatul a fost, am văzut un rezultat foarte bun în anul 2022. Dar se poate observa că veniturile celor de la Antibiotice Iași au început să fie mai bune începând cu anul 2022, profitul operațional din trimestrul 1-2023 a fost un profit operațional record. Deja în anul 2023, la rezultatul de la finalul lunii septembrie, deci rezultatul la 9 luni 2023, a fost un rezultat mult mai bun chiar și față de întreg anul 2022. Deci rezultatul, profitul net la 9 luni 2023 a fost în creștere cu 99% față
față de profitul pe întreg anul 2022. Deci deja se anunță acum în 2023 un an și mai bun față de anul 2022, care a fost deja un an destul de bun. Și toate aceste rezultate bune pe care Antibiotice Iași le-a avut și în anul 2022, dar și acum în 2023, vin, așa cum vă prezentam anterior, nu din niște elemente excepționale, nu din vânzarea unui teren sau a unei linii de business, ci prin investiții, ci prin diversificarea gamelor de produse, prin pătrunderea pe alte piețe. Și dacă citiți prima pagină a raportului publicat de cei de la Antibiotice Iași, veți înțelege de ce cotația companiei pur și simplu a crescut cu cât? N-am aici un grafic, dar de la 50 de bani pe acțiune la începutul anului 2023 a ajuns la 1,42. Deci aici fac un rezumat foarte bun. Creșterea cifrei de afaceri de pe piața internă și internațională cu 28% comparativ cu perioada similară a anului trecut, majorare cu 23% a cifrei de afaceri nete obținute la export comparativ cu perioada similară a anului trecut, atragerea de fonduri nerambursabile în valoare de 85 de milioane de lei pentru o capacitate de producție a produselor sterile. Nu o să citesc toate aceste puncte de aici, vă dau temă de casă cumva să le citiți voi dacă doriți să înțelegeți mai multe despre business-ul celor de la antibiotice, dar ce am vrut să vă să scot în evidență cu acest slide e că dacă avem o companie care raportează rezultate financiare bune, va fi recunoscută imediat de către piață și de aia este foarte important să fim atenți în continuare la aceste rezultate, la cifre, la investițiile pe care le fac aceste companii, pentru că la un moment dat, pur și simplu, o companie care nu prea ieșea în evidență în 2023, s-ar putea să ne surprindă plăcut la finalul anului 2024, dacă într-adevăr raportează rezultate foarte bune. Și a doua lecție cu care vreau să plecați din anul 2023 este acele companii care ni se par scumpe astăzi s-ar putea să devină și mai scumpe la finalul anului 2023. Și vă prezint aici situația unei companii care la începutul lunii aprilie 2023 era evaluată la un PER de 16, adică de 16 ori profitul net, care poate pentru un investitor părea o evaluare destul de mare. Dar aceeași companie, la finalul lunii septembrie, de la 31 de lei pe acțiune, a ajuns la 39 de lei pe acțiune și un PER de aproape 20. Adică investitorii plăteau dintr-o dată chiar de 20 de ori profitul companiei, chiar dacă în luna aprilie plăteau de 16 ori profitul. Deci a devenit mai scumpă la final de lună septembrie. Este vorba de compania Sintel, care a continuat creșterea accelerată, acum e pe la 41,242 de lei pe acțiune, deci continuă să crească. Dacă, ce vreau să subliniez cu acest lucru e că, cu toate că dacă ni se pare scumpă o companie astăzi, dacă acea companie continuă să livreze creșterea accelerată a profitului, an de an, trimestru de trimestru, cotația poate merge chiar mai sus. Nu este un demn de a investi în niciuna dintre aceste companii pe care vi le-am prezentat, ci doar niște studii de caz din care să plecăm cu ceva din acest webinar. Și chiar și Ștefan Vuza spunea la un moment dat, cel mai puternic antreprenor de la Bursa de Valori București, care deține pachet majoritar de acțiuni la Chim Complex, spunea că hidroelectrica la momentul listării se părea foarte scumpă și spunea dânsul că compania este supraevaluată, trebuia să vină la un PER de 8 în loc de 12. Asta spunea dânsul înainte de IPO-ul hidroelectrica. Dar hidroelectrica a reușit să surprindă plăcut cu rezultatele publicate, a dovedit și în anul 2023 că poate crește profitul, în ciuda faptului că statul a impus acea plafonare pe prețurile energiei, la tot ce se vinde peste 450 de lei pe megawatt este impozitat cu 100%, uite că cu toate astea hidroelectrica a reușit în 2023 să livreze rezultate mai bune decât în anul 2022 și chiar la un moment dat ajunsese la un PER de 8 la
cât spunea domnul Vuza că ar vrea să vadă acțiunile Hidroelectrica. Asta pentru că rezultatele din prima parte a anului 2022 au fost mult mai bune decât cele din prima parte a deci rezultatele din prima parte a anului 2023 au fost mai bune decât cele din S1 2022. Deci prețul acțiunii poate crește și mai mult dacă compania continuă să raporteze rezultate financiare foarte bune. Un PER de 20 poate scădea la jumătate dacă compania raportează o creștere accelerată de profit. Și exemple găsim foarte multe în acest an, doar câteva companii pe care vreau să le amintesc, Sintel, TTS și alte care au livrat creșterea accelerată a profitului 2023. De exemplu, la Sintel, în 2023 a livrat o creștere de 371% a profitului net. Dacă la semestrul întâi era evaluată la un PER de 20, acum, după această creștere accelerată a profitului, compania a devenit chiar mai ieftină, dacă e să ne uităm la multiplii de evaluare. Bun. Haideți să vedem puțin și ce întrebări s-au adunat, pentru că suntem deja de mai bine de o oră alături de voi și poate s-au adunat ceva întrebări. Ai observat tu ceva, Dragoș? Ai, cred că unele dintre ele le-am și atins în discuțiile noastre. Văd aici o întrebare de la domnul Burtan, care ne întreba ceva estimări pentru anul viitor, pentru companiile analizate. De asemenea, întreba un alt investitor cum ni se par companiile din domeniul agrar, de exemplu Holde Agri, Norofert sau Agroland Business System. Da, aici anul 2023 a fost un an foarte dificil pentru Holde. Ei și-au revizuit în jos cu mult profitul. Spuneau că au fost luați prin surprindere de prețurile mici la cereale și de asemenea Norofert. Consider că Norofert a raportat un rezultat decent, dat fiind condițiile de piață. La fel și Agroland Business Systems, ei au raportat niște rezultate atât cât s-a putut pentru anul acesta, dar așa cum vă spuneam și în prezentarea mea, eu cred că anul 2024 va fi un an ceva mai bun pentru sectorul agricol. Spuneau cei de la Norofer că deja văd cumva o stabilizare pe ceea ce înseamnă prețurile inputurilor, dacă și inflația, așa cum estimau cei de la Erste Research, va scădea în anul 2024, atunci în condițiile unei reveniri cumva la normalitate în ceea ce privește prețul inputurilor agricole, cumva piața agricolă se va reașeza și atunci vom vedea rezultate mai bune de la aceste companii. Acum, dacă vom vedea rezultate mai bune și cumva prețurile se vor reașeza, atunci și cotațiile din piață vor reacționa într-un fel. Eu cred că ar trebui puțin să fim atenți la ceea ce raportează aceste companii, la știrile în ceea ce înseamnă sectorul agricol. Găsiți pe net tot felul de publicații de specializate și dacă veți vedea cumva o revenire la normalitate pentru prețurile inputurilor, pentru prețurile cerealelor, atunci poate fi un semn pentru sectorul agricol. Eu nu mă pricep prea bine la sectorul acesta, citesc rapoartele companiilor și de acolo îmi iau informațiile, dar poate avem printre voi specialiști pe acest segment și pot identifica mai bine momentul. Da, oricum facem ce facem și tot la inflație ne întoarcem, că până la urmă de acolo presiunea și prețurile crescute. Mai era o întrebare, de ce nu au investitorii români încredere în companiile IT listate, gen Ascendia, Connection Consult, SafeTech și altele? Și cred că, dacă îmi permiți, cred că are oarecum legătură cu ce ziceai tu mai devreme de PER-urile la care vin companiile din IT. Și de acolo poate mulți consideră acțiunile scumpe,
evită să intre pe ele, deși exact ce ziceai și tu mai devreme, o acțiune scumpă, atâta timp cât livrează, o să devină și mai scumpă. Da, aici cred că e vorba și de modul în care raportează aceste companii. Dacă bine mi-aduc, nu urmăresc în mod activ Ascendia și Connection Consulting, SafeTech e o companie pe care o urmăresc. Nu știu, Ascendia și Connection Consulting dacă publică rezultate trimestriale. Cred că își publică doar rezultatele semestriale. Deci auzim din 6 în 6 luni ceva de la aceste companii. Și aceste companii care, am observat că aceste companii care vin cu rapoarte, vorba aia, din an în Paști, sunt mai puțin în vizorul investitorilor, sunt mai ocolite de investitori. În schimb, companiile care publică rezultate trimestriale, organizează conferințe cu investitorii și analiștii, mai apar cumva în presa de specialitate, mai apar la ZF, la alte webinarii cu investitorii, atunci încet, încet acele companii cumva intră și în vizorul investitorilor. SafeTech a fost, nu era, n-a fost deloc ocolită de investitori. Într-adevăr, a scăzut în ultima perioadă pentru că rezultatele pe trimestrul 3 au fost sub așteptările investitorilor. Recent au venit și cu o revizuire în jos de buget. După două vești, după două vești proaste, era normal cumva să fie penalizată de piață. Dar sperăm la un an 2024 mai bun și așteptăm vești legate de acele divizii pe care le-au înființat ei în UK, în Statele Unite, în Emiratele Arabe. De acolo investitorii așteaptă ceva vești. Și acela ar putea fi un catalizator puternic în anul 2024 pentru ceea ce privește business-ul SafeTech. Hai să vedem puțin alte întrebări. Sectorul imobiliar. Da, uite, sectorul imobiliar, ne întreabă Narcisa, cum vedeți voi la Goldring sectorul imobiliar? Da. Sectorul imobiliar s-a menținut oarecum, deși în piață așteptările erau cumva să se prăbușească acest sector. Au rezistat și au rezistat chiar foarte bine, aș putea spune. Chiar am în față acum rezultatele de la Impact, de exemplu. Impact care a venit cu un profit la 9 luni în creștere 326%. De la 14 milioane la 63 de milioane. One United, în schimb, a avut un pic de suferit. În același timp, One United cred eu că e oarecum impactată și de toate aceste litigii pe care le au cu Primăria București și cu parcurile dezvoltate de ei. Per total, un sector oarecum stabil, cu randamente ok, dar mi se pare că au randamente sub media pieței. Nu știu ție, da. Cum ți se pare? Eu urmăresc mai în mod activ pe cei de la One United. Impact, știu că e o companie, e una dintre cele mai vechi companii de la Bursa de Valori București, dar nu urmăresc în mod activ. Ce pot să zic despre One United? Că în acest an nu am impresionat cumva cu rezultatele. De altfel, acest lucru era anunțat încă din bugetul publicat la începutul anului. Cred că își bugetaseră o creștere de vreo 5%, ceva de genul a profitului net. Și rezultatele din acest an cumva au mers în direcția aceea. Veniturile erau estimate în creștere cu 25% și profitul net în creștere cu 5,5%. Și rezultatele cumva merg în acea direcție, deși la 30 septembrie au un grad de realizare a bugetului de vreo 60-65% în ceea ce privește profitul net. One United, în schimb, are o poziție foarte bună de cash. Aveau la final de la 30 septembrie aveau 454 de milioane de lei cash în cont.
foarte multe proiecte pe care urmează să le anunțate și urmează să le finalizeze în perioada următoare și le-au crescut foarte mult veniturile din chirii în perioada asta. Deci e una dintre companiile, stă din punct de vedere a lichidității, stă mai bine decât Impact. În schimb, n-au impresionat în acest an cu rezultatele și, într-adevăr, au mai fost acele scandaluri de tot felul de litigii în care ei spun că sunt cu toate actele în regulă, în schimb, cu toate astea, sunt dați în judecată de diverse organizații. Vom vedea cum decurg acele litigii. Alte șantiere, în afară de Modrogan, unde am înțeles că au primit ceva câștig de cauză, alte șantiere nu sunt blocate în acest moment. Da, și piața imobiliară, cum spuneai tu, e cumva așa sub un nor negru în perioada asta, dar cred că aceste companii care au o poziție puternică în piață, cu o poziție puternică de cash, au șanse să treacă cu bine și peste perioada asta dificilă. Și One încă are o marjă operațională impresionantă. Da, ei încă La stau, nu stau bine. 35%, dacă nu mă înșel. Da, erau și întrebări, mi-aduc aminte, legate de creșterea dobânzilor la credite, pentru că spuneau că ok, dar din moment ce au crescut dobânzile așa atât de mult, cât o să-și mai permită să-și cumpere apartamente atât de scumpe precum cele de la One. Și mi-aduc aminte că CEO-ul companiei spuneau că ei nu vând apartamentele cu credite prima casă. Majoritatea tranzacțiilor le vând cash și cei care totuși cumpără cu credite, cumpără cu credite în euro, având joburi plătite în euro sau cumva raportate la euro, și atunci acolo pe euro dobânzile nu au crescut atât de mult precum au crescut dobânzile la lei. Deci se adresează unui cu totul alt public față de cei de la Impact. Bun. Ultima întrebare pentru seara asta. Îți propun, Dragoș, dacă vezi tu ceva. Era o întrebare legată de titlul de stat, Fidelis. Dacă considerăm că ar fi o depozitare inspirată a unor sume în așteptarea unor momente mai bune de investit în acțiuni de BB. Și, în primul rând, eu aș vrea aici să combat oarecum treaba asta cu așteptarea unor momente mai bune. Tot timpul suntem în așteptarea unor momente mai bune și tot timpul pierdem momentele bune. Că exact asta ziceai și tu mai devreme, și cu răbdarea și cu încrederea pe care o ai în compania pe care o analizezi. Mi se pare că atâta timp cât nu ești un speculator și tu ești un investitor, oricând, dacă compania pe care o analizezi este una solidă, livrează ceea ce promite, oricând poate fi un moment bun. Deci nu trebuie, tot Da, timpul stăm și așteptăm. da, foarte bine spus, Dragoș. Exact pe direcția asta m-aș fi dus și eu cu răspunsul, că sunt foarte mulți investitori care spun, nu investesc acum la BVB, aștept criza aia mare, aștept să scadă cu 20% și aștept cu banii în depozite și atunci când o să scadă cu 20%, atunci e cel mai bun moment de cumpărat. Cel mai probabil, acei investitori nu o să facă niciodată pasul pe bursă, pentru că dacă într-adevăr se va întâmpla această scădere de 20-30%, va fi panică mare în piață, acei investitori vor spune, ești nebun, cum să investesc acum? Uite cum au scăzut toate. Și așa cum spunea Dragoș, urmăriți rezultatele financiare, urmăriți companiile, alegeți-vă pentru un prim pas, ar fi să vă alegeți trei companii acum la final de 2023, trei companii care au impresionat, care au publicat rezultate financiare bune și să le studiați și să vă asumați că vă veți menține documentați și informați în legătură cu acele companii și în anul 2024. Pentru că dacă acele companii vor continua să livreze rezultate bune, atunci cumva, așa cum v-am arătat, piața va răsplăti acele rezultate cu interes din partea investitorilor. Și legat de evoluția titlurilor de stat, ne putem uita și la aceste estimări pe care le-au publicat cei de la Erste Research,
care spun că inflația la final de 2024 va fi de 6,6% și mai departe va scădea la 4,3%. Așadar, titlurile de stat care momentan au dobânzi de 7 și ceva la sută pot fi considerate titluri care aduc randamente mai bune decât inflația, dacă e să dăm crezare ceea ce spun analiștii aici, că inflația va fi la final de 2024 6,6, 4,3 și poate în 2026 poate chiar mai mică. Și se pare că BNR-ul, sau cel puțin așa estimează experții, că BNR-ul va face o primă tăiere de dobândă la jumătatea anului 2024 și la final, către final de 2024, va mai opera încă o tăiere de dobândă. Așadar, acele titluri de stat care momentan sunt pe la 7 și ceva cu dobânzile, ar putea fi considerate titluri de stat cu dobânzi destul de atractive, dacă mergem pe ideea că BNR-ul va tăia dobânda cheie în anul 2024, și atunci cel mai probabil statul român, sau mă aștept ca următoarele titluri de stat din 2024 sau de la jumătatea anului 2024 încolo, nu mă aștept să mai vină cu dobânzi atât de atractive ca cele care sunt momentan emise. Deci, e de urmărit ce se va întâmpla cu aceste emisiuni de titluri de stat Fidelis mai departe. Bun. Îți mulțumesc tare mult, Dragoș. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit în această seară. Tot mulțumesc, Rareș, și mă bucur că am avut conversația asta. Sper că și invitații noștri au găsit informațiile pe care le căutau. Vreau să le spun totuși să urmărească în continuare atât platforma ta Investește la Bursă, cât și site-ul nostru, unde publicăm constant analize atât fundamentale cât și tehnice cu privire la companiile listate. De acolo pot să-și ai informații prețioase cu privire la companiile analizate. Și, de ce nu, le urăm sărbători fericite cu ocazia asta, că se apropie sezonul și un an 2024 cât mai profitabil. Da, investiții cât mai profitabile în anul 2024 și continuați să fiți atenți la rapoartele publicate de companii, la webinariile celor de la Goldring și mai ales la ordonanțele de urgență, că s-ar putea să ningă cu ordonanțe de urgență în perioada următoare.